Rugăciunea noastră pentru Raul și Dana și pentru toate familiile din Biserica Sion este să-și crească copiii ca să fie urmași ai Domnului Iisus, care la rândul lor să fie în stare să formeze alți urmași ai Domnului Iisus. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Puneți-vă la inimă toate aceste cuvinte pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească poruncile mele. Ce am auzit, ce știu, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o lege în Iacov și El a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților să-și învețe în Iacov ei, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările Lui și să păzească poruncile Lui. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Amin.